Salut, în și la un episod 22, pack opening, bineînțeles, pachete super, mega, grele, din care trebuie să pice o grămadă de walkout-uri, cu care, bineînțeles, să facem mâine un nou icon, moments, player, pick, din care poate vine Nenea Nazario sau alți băieți grei. Dacă vă place seria, nu uitați să puteți nici pe butonul de like, e foarte important să vă abonați și legendar de important, ați deja să dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere pe PC Garage, ce? KTXPKG, am uitat de partea asta, asta este ce să faci, KTXPKG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri ieftine pe G2, link-ul aveți în descriere, KT pe Fortnite Shop și hai să facem milioane de dolari, să mergem în Bahamas. Bun, final de sezon, bla bla bla, povești cu pești, nu știu exact ce-mi dai aici, lemn de foc, ăsta nu ne interesează, asta echipamentul de față, un îmba pe Marinaro ar fi binevenit, vom vedea ce va pica, lăsați și vă în comentarii cu ce ați primit din pachet Ozini. Hai să luăm și de la domnul Rivals. N-am mai stat să mă joc toate meciurile. Simțeam că nebunesc aseară pe la ora 2. Sau dimineața, nu știu ce la ora aia. Am făcut vrăjala asta, o aveam oricum. Și am doar rank 2, cred, sau ceva în genul, la prostiile alea cu finalul de sezon. Deci am 2 pachete 100.000 în loc de 3 pachete 100.000 și nu mai știu ce dădea exact. Așa că asta este ce să facem, domnilor. Să vedem ce dă la Nenea Red Pick Elite Division, bla bla bla, povești cu pești. Dă și ale alte, haide. Player pick-ul, nu contează ce pică, n-are ce să pice cine știe ce șmecher, jbanghili, mașini, avioane și tractoare, ok, 90 rating, să fie bine să nu fie rău, nu știu exact, cred că e card team of the season, nu? Abar nu am, arată bine cardul, să fie bine acolo, bine primit, domnilor. Jbanghili, primim și premiile astea, da, deci rank 2 sau ce e ăsta. Nu mai aveam răbdare, mai aveam de jucat încă vreo 14 meciuri la ora 2 noapte. Cine mai stă aici, nebun? Și mi-au și dobitoși care puneau toate pauzele la final de meci. N-am înțeles de ce, dar dobitoși. Ce să și faci? Bun, hai să prezim pachetele, pachete grele. Am și pachetul ăla cu 85x10, parcă ceva în genul, de acolo trebuie să vină mega, mega walkout-uri. Rapid să luăm Nazario în momentul. Pentru a 20-a oară în sezonul ăsta. Nazario moment, ok. Am luat și un board și un walkout anul ăsta din preview packs. O fain. Gold pack. Un singur jucător rar, cine să fie? Cum era să fie fix de aici Nazario moment? Când era o singură șansă la un jucător rar și... A, nu, era un item rar. Deci nici măcar jucător nu era garantat, ok. Vasquez și Nenea și chiar. Bine, foarte bine. Pachete mega scumpe. Drop rate-ul trebuie să fie uriaș în momentul ăsta, că n-ai footage și finalul de joc. Trebuie să pice, lejer zic, 15-20 de walkout-uri. Eu stai că am pachetul ăla cu 85x10 numai de acolo, trebuie să-mi dea 8 walkout-uri. Ai 6 walkout-uri, să nu zicem, la exagerare. 6 walkout-uri de acolo, minim. Deci ar trebui să facem o groază de resurse, ceea ce înseamnă că facem moca acel player pick. Ne apropiem în cele 30 de... Iconuri? Da, iconuri, că n-am făcut numai player pick. 30 de iconuri per sezon, cam acolo ne-am încadrat și sezonul trecut. Dacă stăm să punem numai iconurile din timpul sezonului, de dinainte de 85x10-urile alea alte, atunci erau mega repetabile. Dar e foarte bine oricum. Ok, rare gold pack-urile, cele mai proaste pachete din istoria pachetelor, trebuie să cumpăr FIFA 23, eu se dau precomandă. Nu este gratis, cum erau zvonurile, era frumos dacă era gratis. Gratis, merita jocul ăsta, așa pe bani. Pachete cu o mașină și tractoare, da, îl cumpărăm, asta este. Fix în momentul ăsta când voi vedeți episodul, eu bag precomandă la FIFA 23. RIP 5 meleoane, respect. Plătește să fii torturat și prefă-te că-ți și place. Haide, abia aștept. Și o chestie, pentru cei care vreți să vă cumpărați FIFA, și anul trecut, eu am dat cu moci în supă pentru că n-am știut, o să vă arăt în momentul ăsta, sper că stă cineva până la minutul 5 din episod. Dacă vă cumpărați FIFA la precomandă, știu 100% că anul trecut era așa, anul ăsta hai să vedem dacă e la fel, dar așa ar trebui să fie și anul ăsta, din cât ți-e minte. Hai mi toti. Trebuie să arate, uite. Deci dacă îl comandați de aici din meniu,
Dacă dați pe R3, sper că nu mă duce direct acolo. Da, deci dacă dați pe R3, vă dă extra 10% reducere. Dacă dați, uite, get 10% off when you pre-order in-game. Deci nu faceți greșeala pe care am făcut-o anul trecut, că pana aia 50 de lei îți dă o pizza, ești nebun la cap. Deci comandați jocul din meniul ăsta. Și vedeți ce văd aici cu untradeable FIFA World Cup, bla bla bla, hero și vrăjel din astea. Dar, cum am zis, 50 de lei, două pizza, ești nebun la cap. Anul trecut am dat cu muci în supă, cum am zis. M-am băgat direct acolo în PlayStation Store și l-am comandat ca dobitoc. Asta este. Ok, și astea sunt cardurile ce pot pica. Bine, o parte din el. Ia vezi, mă. 98 ăla e benzinarul, ăla e Vinicius și ăla e, cum îl cheamă? Mamă, ce-mi scapă numele lui acum. Italianul. Hero cardul. Din Atale, zic eu, cred. Cred că ăla e cu 96 primi și 93 pasii. Mă, bun, e bagi în joc, domnule, să deschimi și noi pachetele? Haide. Alo? Aș de FIFA 23, reveal trailer, nu, iau sunt. Nu l-am văzut, trebuie să-l văd și ăsta. Hai odată cu metrașule, când bătrânesc aici pe scaun. Bun, și două săptămâni mai târziu ne-am băgat înapoi în meniu să deschidem pachetele grele. Totul se mișcă direct ca un siejnie, e bun. Small Prime Gold Players Pack. Haide, deschideți mai rapid, domnule, pachet. Borzini, la Borz nu mai sunt să ne uităm că n-are niciun sens. Banghili, veni din nou cu Mătrușev, asta-i dăm Quixel. Chiar dacă probabil era vreo 2K, dar în fine. Rare Players Pack. Unul dintre cele mai bune pachete de anul ăsta, pentru mine. Și din nou vine cu rachetă. Brasilero Center Forward Firmino. Nu cred, de fapt oricum m-am uitat și data trecută și era prețul de fodder, deci nu o să-l vând. Îl băgăm la SBC. Cred că și tradable parcă îl Rare Players Pack ăsta. Spanghi. Să fie ceva și în spate. Să vină bani grei. Nu te cred. Ne revin, domnilor. Bun, și m-am decis să-i bag la player pick-ul ăsta. Îl facem și pe ăsta, oricum avem resurse și pentru Icon Moments player pick. Nu nicio problemă, domnilor. 86 plus. Să vedem. Bun de ceva sau salutare, domnilor. Nu știu de câți. A unul of 4. Putea să fie unul cu 5. Zic și eu. Hai să vedem, poate dă un îmba pe marinarul ceva aici și la băiat. Domnul Pietros, nu l-am băgat, asta este, te-ai dus la cumetrie. 1 din 4, 86 plus jucători rari. Cătă XPGG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, domnilor, topor! Ok, carduri speciale, o venit și Nea Diaz. 90 rating, e ok. Intră direct la SBC, nu e nicio problemă. Un card interesant, mai ales când a apărut. Era, cred că era, de fapt, destul de slăbuț cardul ăsta la început. Și-o primit după aia upgrade-uri grămadă sau ceva în genul. Nici nu mai știu exact. Exact, de fapt nu exact. Bun. Încă un pachet Rare Player Pack, după care numai pachete grele rău de tort. Numai pachete de 100.000 și ăla de 85. Ok. Inform, băgăm la SBC din nou. Și așa erau scumpi informi, nu știu dacă mai au prețul ridicat. Având în vedere că pică în prostie, Nea Berardi. În spatele lui o să fie iar card special, pentru că am văzut că pică Team of the Week înainte la alte. Altă dată, domnilor. Nici o problemă. Mai greșim și noi, domnilor. Care este, domnilor? Ok, din spanac. Pachete de 100 din 4 la număr. Fiind drop rate legendar, o să dea de rupe spanac. Hai, giculei. Să puște mașinile. Ok, pachetele 100 de mii au rămas la fel de proaste. Culmea. Este nenea mustață Fernando de la Caran Sebeș. Păi ești nebun. Pachetele de 100 de mii tot bocanc. Waterfog, my friend. Le-au lăsat ăștia direct ruptanes. Ok. Restul nu mai are răbdare. Mamă, ce de jucător, domnilor. 14 item. Asta este. Încă un Jumbo Rare care e 84 garantat. Cu siguranță nu este fix 84. N-are cum. Opa, special nu știu exact ce asta. Levanciorski și nu are nici măcar animații de walkout. What? Mă întrebam, bă, ce striker polonez mai există? Pușca și curavată. Ok, 93 rating Levanciorski. Intră bine la SBC.
Dar chiar nu erau animații la cardurile astea, nici nu mai țin minte. Champions League ăsta. A, nu, arată ciudat. Vă vezi că vine așa sec. Bun, not bad. Dino 13 duplication-uri, nu mai arătare. Mergeți băieți, mergeți. Cred că mai da și la unul după aici. Nici o problemă. Măcar o dau walkout. Hai să dăm la ăsta. Nu înțeleg care-i faza, uite, aici îmi scrie că e 84 plus garantat. Și ăsta e tot untradeable, dar nu e 84 plus garantat. Dar dă ce? Ești normal că nu mai îmi dă walkout, că este manevrozaură. Walkout este mic, dă-i drumul de aici cu metri. Și mai probabil Loris. Bineînțeles. The Drunken Master. Ăștia înflăm rapid. Și ultimul pachet de 100.000, domnilor și domnilor. De aici probabil că o să dea walkout din ăla special. Sau nu, dar ok și așa. Brasilero, goalkeeper, Alisson. Nu e Alisson, ok. Edersoanele. Top acolo, ia vezi. Viermosul. Dai mă drumul de aici. O fi ceva în spate, nu cred. Slăbuț. Oh, și-a venit Neicardi, bineînțeles, dar cum să nu vine. Bun, și pachetul de 85x10, asta e cel mai important. Lăsați și voi în comentariu cu ce ați primit din pachetul ăsta. Și cel mai important lucru, orice vă cumpărați de pe PC Garage, reducere în momentul ăsta, bineînțeles, folosiți codul de reducere CTXPKG. Și așa, practic, contribuiți la telefonul ce o să vină peste câteva luni de zile. La care o să facem unboxing, n-ai făcut un unboxing pe canal de... Da. O să-i facem telefonului. 85 plus. Topor. Haide. Speciale direct. Ok, iar din ăsta dubios. Și aia în Forsberg. Își bagă prostile astea protocalii înainte la orice alt card. Să vedem ce mai fi în spate. N-are cum să nu fie măcar, cum am zis, 6 walkout-uri în pachetul ăsta. S-ai făcut să fie mega OP. Acum important este dacă pică unul utilizabil, să-l băgăm în echipațiune. Ia vezi, dați cu like-urile băieți. Și în spatele lui se află. Bă, se află lemne de foc, ești nebun la cap. Carduri bocanc total, holy shit, ce slab a fost pachetul ăsta. Mă așteptam să văd măcar acolo vreo 3-4 jucători, 90 plus. Ok, e mort pachetul. Dar bineînțeles că o să-l mai facem încă o dată, că am văzut că l-o băga din nou. Dar e slab rău de tort. Dar partea bună e că băgăm jucătorii ăștia înapoi la pachetul ăsta și merge cumva. Cam... meh, sincer. Nu a fost cine știe ce. Da, asta este. Bun, cam asta a fost. Mersi la divizionare. Nu uitați să folosiți codul de reducere către Xbox pe PC Garage. Și bineînțeles, jocul ieftine pe G2A. Linkul aveți în descriere. Și mâine ne auzim cu un nou Icon Moments Player Pick. Salutare, salutare!